Și mai foarte scumpă. Acum ai înțeles că eu n-am știut cum să vă exprim exact. Ce? Dar acum ați înțeles din da, ce... Înțeles ideea. Deci, de gustul copilăriei. Cu adică cu amintirile, cu... Deci da. Când vă gândiți voi la copilărie, la ce gust vă duceți cu mintea? Borș. Cine? Borș cu pătrunjel. Cum? Ciorbă, ciorbă la voi se zice. În zona la noi ei se zice borș. Adică mi-am ciorbă. Ciorbă cu pătrunjel. Și la tine? Copilăria mea, sigur că... Mirosul de portocale, de avocado, de toate astea. Avocado, mai ales. Eu am crescut bio, mult. Mango, deci, nu? Pe vremea aia, niște papaya. Sincer, aveam în fundul curții, uite așa creștea. Știi, totul la cachi? Da, cachi în sus, cachi în jos. Cum intrai, cum ajungeam în livadă, cachi. Înțelegi? Peste tot! Cachi, cachi, cachi. De cachi. Și mango. Hade Luco! Hade Luco! Ce rău, sau? La tine, la Șușeanu, nu era plin de cachi? Că și eu tot în livadă! Și eu tot în livadă, cachi! Deci, deci eu de-aia mă duceam în livadă! Ca să... cachi! Da! Hai! Da, hai să mergem mai departe! Da, în dar fine. Ce poate fi scumpitirul? Da, ia, ia, ce poate fi? Da? Nu, nu are, peste momentul ăsta n-are ce. Totuși, da. Ne-am adus aminte de părinți. Ne-am adus, da. Da, da. Și cachi în totul livadă. Ce poate fi mai tare pentru un părinte decât să-și vadă copiii mari într-o livadă plină cu cachi? Realizați și independenți. Vin să ne împărtășească lucruri foarte interesante. Carmen Negoiță și fiica ei, Ingrid. Bine ați venit! Bună, bine v-am găsit! Hai că nu ne-am luat cu vorba, bună cu asta! Nu ne-am mai văzut de mult! Doamna Carmen, că ne-am văzut bună! Exact! Bine ai venit! Bine până! Așa, hai să ne așezăm acolo pe canapea și să povestim. Vai de bine! Da, când vă gândiți la copilărie, ce gust vă vine în minte? Cozonac. Cozonac și mai era o prăjitură pe care o făcea bunica mea, brăduț se numea, și mama o făcea, dar prima dată la bunica am mâncat-o. Era un fel de, nu știu, cu biscuite răzuit cu ceva. Dar era verde. Nu era verde, doar că se băga, știu unde, se stoarce lămâia în chestia aia. În interior se îndesa foarte bine compoziția aia și când o scotea... De fapt, era cont de produs. Da, 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 da. Exact. Sau mai era tăvălita. Cocos. Păi n-ați apucat mai nu și ăsta cu tăvălita. Era aia rotundă cu cocos și o tăvăleai prin cocos și... Păi și plăcintă de dovleacă, aia e preferata mea. Da? Da? Și-a rămas? Da, sunt... Aș putea să mănânc o tavă întreagă. În cazul tău? În al meu, cred că tot brăduții au rămas, pentru că e o tradiție de când era mama mică și o facem de fiecare dată de Crăciun. O faceți împreună? Da. Ce frumos. Ce drăguț. Da. A, cred super. Că e pentru puținele dăți când mai gătesc și eu. Da. Păi na, copiii îți plecați, nici nu e așa greu de făcut. Exact. Dar când erau mici, găteai? Mai găteam mai mult, dar acum chiar nu mai e cazul și uneori face ea micul dejun, uneori fac eu. Dar oricum ne întâlnim destul de rar. Sau asta când vine acasă, comandăm și stăm la film. Deci drăguț. Are Harry un pat mai mare și un televizor și ne așezăm toți în pat. Ne comandăm ceva. Ce comandăm ceva bun în seara asta? Hai, ne facem cheat night sau ne destrăbălăm în seara asta cu niște popcorn. Cheat night fiecare seară, știi? Cheat night fiecare seară. Dar nu e greu fără ei? Băi... Ei studiază în străinătate? Da. Amândoi. Harry a plecat și el anul acesta, Ingrid a plecat acum 2 ani. Dar ce vârstă ai, Ingrid? Eu am 18 ani. 18 ani, mulți înainte. Da. Mulțumesc. Wow. Da. Deci a plecat de... Da, e major, da, Harry mai are puțin și la 18 ani tot copilie. Deci eu când aveai vârstă, m-am măritat. Ah, da. N-o deci, da. Da. Bine, acum sunt alte generații. Noi ne simțim mult timp copii. Da, exact. Uite, Coven că se simte. Da, 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 el e... Da, și eu. Sunt în modul copil. De fapt, nu e neapărat interesant cum te simți tu fără ei, ci cum s-a simțit ea la 17 ani jumate să plece atât de departe. Aici o las pe ea să zică să... Nu mai zic eu. Sincer, nu am... Am avut o problemă prima lună, eram foarte entuziasmată să plec înainte, hai să mergem, să facem bagajul, deci nu mai puteam, mi-am dorit să merg în străinătate de când unde eram studiezi? Mică. Eu studiez într-un orășel foarte, foarte mic, cu 7.000 de locuitori la vreo 2 ore de Londra. 5.000 are Șușaniu. Da, și e super drăguț, pentru la ei satele sunt mult mai dezvoltate, avem dita mai supermarketul. Nu,
Dar cumva nu te-ai dus într-un oraș extrem de aglomerat? E liniște, învăț, chiar îmi prinde bine, pentru că am stat toată viața mea în București cu agitație. După vreau să mă duc în Londra la facultate, din nou agitație. E bine să iau așa o pauză, să mă bucur zici de natură. Ea când vine acasă are ora ei de dormit la prânz, zice, ce face mai? Suntem la recuperare? Zice, dar eu acolo așa sunt, la prânz mai dorm puțin, seara... Zic, vai, ce viață! Da, așa, da, foarte mult pe relax. Eu sunt agitată când vin apoi în București, două săptămâni. Dar ești tu foarte relaxată, pentru că știi că e în siguranță, da, nu? Da, nu, au chestia asta la inboarding, după o anumită oră se închide, se pune alarma, trebuie să fie acolo. Și orice chestie pe care o fac, am mail în secunda a doi. Deci nu există... Ne-au dat și camere, să intrăm pe camere. Dar cine stă să intre pe camere, serios? Da. Nu, dacă am ceva, eu chiar am încredere. Am învățat... Cred că un lucru, am fost un părinte destul de hitlerist așa cu anumite lucruri, dar în schimb am fost destul de permisivă. La mine era un singur principiu. Nu mințim. Mai bine o rezolvăm, îmi spuneți adevărul, oricât de grav ar fi și o rezolvăm, decât să mă minți, pentru că altfel îmi pierd încrederea. Și dacă și... mințeau, îi pedepseai? Sau... Cum să nu? Să zic că Ingrid e pedepseai. Ce fel de mamă a fost când erai mică, Carmen, și cum este acum? Când eram mai mică pot să spun că era mai dură. Cu cât am crescut, cu atât a devenit mai permisivă și ne lăsa să facem mai multe lucruri. Doar că atunci când chiar treceam măsura, se punea pauză. La ce? Pauză la ce? La telefon. La telefon. Dar ne și spunea câți gata. Câți ai confiscat se... telefonul cel mai mult? O vară întreagă. Vara. Și te-ai ținut de asta? Da. Deci mi-a făcut scrisori. Mi-a făcut scrisori. Motivele, mi-a cerat așa. Deci aia cu scrisorile. Dar ce făcusei, mămică? Am făcut avut o farsă la prostie la școală și s-a supărat foarte tare, că a zis că și dacă era o farsă, tot nu-i se părea corect și mi-a luat telefon toată vara. Așa am plecat și în tabără. Fără eram singura fără telefon. Aș vrea să fim în clasa 6-a. Dar știi că le-am tăiat și cablul de la televizor pentru că au dat drumul fără să mă întrebe. Da. Nu da, că, sincer, nu că, doamna Carmen, sincer, sincer dură. Eu nu sunt permisiv, eu sunt mama la permisivitate ca să... Da, dar uite acum, petrecem, să știi că din alte puncte de vedere, noi petrecem împreună până dimineața. Anul ăsta l-am întold, toate nopțile am fost împreună, am dansat până la 6. Deci sunteți cele mai bune prieteni, da, nu? Și povestim absolut orice prostie la momentul ăsta. Dar atunci mie mi se părea că este normal să impui niște limite și copiii, din punctul meu de vedere, dacă îți simți slăbiciunea, ei... calcă pe orice chestie. Știau că la mine lucrurile astea trebuie făcute așa, erau niște reguli, restul eram foarte ok cu... Nu... Țineam la anumite lucruri, nu la... Nu eram la modul de... Nu aveți voie să ieșiți din casă. Ieșiți, îmi spuneți când veniți, doar avem o comunicare foarte... Astea erau niște lucruri, nu știu, mie dar mi se mie pare... mi se pare bine așa, adică sănătos până exact. La urmă. Și plus de asta am învățat foarte independenți. Eu nu sunt genul ăla de mamă, când mai văd mame între astea care stau după copii și sunt panicate. Și am zis, voi creșteți niște inadaptați social, pentru că atunci când vor fi mari, nu vor și să se descurce. Ei aveau 5 ani și îi trimiteam, le dădeam bani să se ducă să-și ia singuri. Nu mergeam după ei și am vă aștept aici. Dar să știi că poate asta are legătură și cu vârsta pe care o aveai tu, că poate n-aveai disponibilitate. Vorbesc foarte serios. Eu știu că dacă aș fi devenit mamă la 20 și ceva de ani, cel mai probabil aș fi procedat la fel ca tine. Doar că acum îmi pun mai multe întrebări. Mă gândesc că poate copilul, psihicul, știi? Adică... Mă, nu știu. Nu crezi? Eu cred că așa am fost eu și cred că așa o să... Și dacă aș mai avea un copil, cred că aș face la fel. La fel ai fi, da, crezi, da? Da, 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 da. Da, și eu cred că... L-aș crește tot așa foarte relaxat. Ingrid e sigură că mama rămâne la fel, da, da. Nu se schimbă. Da. Da, nu cum știu. Ți se pare ție să vezi pe mama ta tot timpul așa de plină de viață și strălucitoare și toate vacanțele din lume? Mă, căruză are vacanță, puțin geloasă și, și mândră în același timp. Mi-aș dori și eu să mă plimb cât se plimbă ea, dar chiar mă bucur pentru ea, având în vedere că și eu și Harry am plecat și încă să se bucure, să nu stea închisă în casă. Normal. Și așa mă bucur pentru ea, să-și caute pe cineva, să se plimbe, să își facă de lucru. Dar pe tine ce te pasionează? Pe mine... Pe mama călătoritul, cu siguranță. Aș vrea să dăm un pic înapoi, scuză-mă puțin, Viana. Deci cum să-și găsească pe cineva? Nu știu, da, poate. Un individ, nu? Un domn, nu un domn. Nu, un cetățean. Cetățean. Cam cum să fie cetățeanul? Cum vrea ea, nu... Nu discriminăm pe nimeni. Da, l-ai supune la vot? Adică... Da, totdeauna spun la vot. Da? Da, trimit. Mă întreabă cum arată. Trimit poze, zi.
dați acord. Păi mă sună într-o seară, am stat până la 11 dimineața, că după trebuia să mă culc și eu, aveam școală, și îmi spune, cum ți se pare, uite că am fost la film, că nu știu ce. A, deci e o relație foarte apropiată. Da, prins că îi trimit poze, zic cum ți se pare. Ia uite, asta a făcut asta, da. Ce zici, nu știu. Dar tu îi trimiți mamei tale? Cum să nu? Și eu îi trimit. Orice băiat care intră în contact cu ei. Cum să nu? Și ce a făcut? Și cum? Și cum? Ah, eu-s din asta. Și tu faci research, scanezi tot, istoricul. Când îți trimite o poză cu un cetățean, cum spune Cove, te uiți un pic în istoric cu postărilor lui de pe Instagram, Facebook, să vezi cam ce fel de om e? Adică e relevant? Da, acolo? O poză, îmi trimite un screenshot de pe Instagram și eu după mă duc și... Mă întreabă și i-am zis, vezi că are contul privat, nu poți să intri, da, să vezi. Da, îi spun, dă mai multe poze ca să-mi fac o idee, că tu poate îmi trimiți numai pe aia, super bun. Las că știu că dacă pică lumina altfel, nu mai e așa drăguț. Da. Ei, în poze una, în realitate alta. Este foarte drăguțe. Fetelor, o discuție extrem de interesantă. Am fost aici între fete la șură. Păi da, v-am lăsat să stați de vorbă liniștite. Mulțumim tare mult de vizită. Și noi mulțumim pentru invitație. Te revedem, Carmen. Ne-a făcut plăcere să fii alături de noi, Ingrid. Mulțumesc. Mult succes. Mulțumesc. Și te mai așteptăm pe la noi, când mai ești în vacanță. Eu trebuie să-mi povestești despre hobby-urile tale, că nu mi-ai răspuns la întrebare, dar o să-mi fac pauză, și o listă. Nu? Că nu mai avem timp. Măi, extraordinar. Extraordinar. Cum am simțit eu, mă, că gata, nu mai... Perfect.